Da, salutare, dragi, bine ați venit la un nou episod. Asta o să fie tot așa un episod un pic mai special în care o să stăm un pic și o să povestesc cu voi. Bă, ideea care ar fi că stăteam liniște pe Instagram, mă uitam și apare o mică creatoare de conținut care spune pe acolo niște poze: salut, vrei să învăț să fuți? Adică că așa se bagă, că așa se nu știu cum, că așa se... Bă, și a comentat un băiat și zice, na, a scris acolo comentarii, zice, bă, eu sunt ca Virgin, știi? Bă, totul bine și frumos și nu știu, l-a făcut asta, l-a făcut prost, știi? A, că o să mor prost, că chestii de ce nu prost, stai un pic, două minute, două secunde. Deci, subiectul e abu. Ca să ne înțelegem în felul următor. Noi, foarte mult, stai să dăm mut la lobby, mă rog, n-am apucat, zic ca să dăm mut, fii atent la ce mă uit eu, doamne că m-am făcut capul cu tot felul, băi, am făcut prost ca și ca așa o să moară, că chestii de ce, nu știi? Bă, și m-am băgat eu acolo în comentarii, știi că nu mă pot abține niciodată, că nu-i mai văd pe creatorii ăștia de conținut, mai are 256.000 de followeri, chestii de ce nu. Da, ea crede că face ceva ok, știi, deci bă, asta e, na, e ok pentru ea că să povestească chestii de ce nu pe live-uri, adică, na, ce zice femeia, bă, asta e, trebuie să învăț poporul să fută, gen... Nu prea e ok treaba asta, dar pentru că e un subiect tabu, cel puțin în România, nu prea s-a povestit chestii de ce nu chiar așa deschis și ea, ci că ar încerca în momentul de față să învețe persoanele care o urmăresc să... Mai pe românește. Bă, și am zis la un moment dat că acolo în comentarii, după ce am văzut că aia chiar l-a făcut prost pe ăla, zic, bă, dar tu de ce faci persoanele proaste, bă? Adică să fim realiști. De ce faci persoanele proaste, bro? Adică să fim realiști, să încercă persoanele care te urmăresc, alea te-au crescut și alea pescat tot timpul, până la urmă. Dar, clar că e constructiv, dar nu pentru toată lumea. Mai și reprezintă Eric Seful, cea mai mare bătălie din România. Mă scuzați pe mine, guys, v-am uitat de unde am pornit și de asta, deci n-am uitat că făceam OnlyFans înainte sau Pornhub sau așa mai departe. Cred că v-ați prins despre cine povestesc în videoclipul ăsta și bă, să fim realiști, adică da, pe vremea părinților am 27 de ani, pentru cine se întreabă. Sunt născut din 97 și subiectul abu cu chestia asta l-am învățat chiar de la prieteni când stăteam pe acolo pe afară, că mamă sec și una alta. Asta e, educația normală în școli nu prea era, da? Despre treaba asta și nu e ca în serenătăți că uite te învață sau chestii de genul, nu că te învață, îți explică cum să te protejezi sau chestii de genul, pentru că există foarte multe persoane, da? Păi și chiar, nu, câteodată e ok să-ți explici, dar depinde de la ce vârstă, nici chiar tânăr nu e ok să fie, adică, na. Adică tânăr, nu știu, clasa a doua sau ăsta, adică totuși un pic mai mare, gen, dacă tot stai și explici la persoanele de-astea. Bă, și am mai văzut postări de genul și că îi se vede, între picioare se vede tot, adică, bro, what the fuck, ce a devenit Instagram-ul, bro, adică, să fim realiste, lasă-mă, frate, să-mi trăiesc viața așa cum vreau și nu trebuie să vii tu sau orice altă expertă care s-a apucat de Pornhub, care să-mi explice și mie, care ce mai bună poziție de futut. Bro, what the fuck? Adică, stai să fim realiști un pic, poți să iei HIV, poți să iei tot felul de chestii, știi, adică, asta de ce nu se explică, de ce m-ar interesa pe mine cum să fut pe nu știu cine, mă scuzați pe mine de limbaj că era sunt chiar pot să zic stea și frustrat și nervos totodată, pentru că majoritatea asta care fac Pornhub nu există, frate, dar de ce să nu să deschidem un subiect cum ar fi un exemplu, cum pot să eviți să iei HIV sau ca mai departe. Eu înțeleg că jobul ăsta e unul din cele mai vechi joburi, dar
Să fim un pic realiști, adică poate nici nu mă interesează treaba să o ascult de la cineva de ce. Iar nimic știu. Poate să vină lume cu un comentariu să-mi spună că, bă, există oricum și streamerițe sau creatoare de conținut din alte țări care fac treaba asta și sunt foarte apreciate. Da, ok, bun, două minute, sorry. Sunt apreciate în modul lor. Da. Adică, cel puțin mentalitatea de străini e un pic mai dezvoltată față de mentalitatea noastră, care, pun exemplu, na, ținând cont că majoritatea persoanelor dintr-o platformă sunt foarte mulți copii. Și atunci, un exemplu, tu că și adult ar trebui totuși să-ți măsori cuvintele totodată, dar deja nu mai există, pardon, pentru că ce zice persoanele, bă, păi, noi, mă, păi uite, frate, ăsta e genul de pe om care trăiește în Neandertal, care e de pe vremea lui Ceaușescu. Nu, nu e adevărat cu aia, adică să fim realiști, pentru ce streamer o să mai spună treaba asta, care o să vadă videoclipul, dude, să vă put în gură, adică vorbiți ceva realistic până la urmă, că te poți îmbolnăvi chiar și poți să și mor, sunt foarte multe persoane și în România bolnavi de HIV, pentru că, sau nu știu ce, ce ar mai fi, ce boli ar mai fi, că asta e, nu prea le țin eu cont la toate. Dar, ideea în sine, cât am avut cu aici ca să-mi termin subiectul. Gen, ok, ești creator de conținut, vrei să faci ceva cu viața ta, dar nu posta chestii de genul, sau și dacă le postez, postați-le cu o idee, totuși, care ar trebui să fie și bune, să fie și cu rele. Nu ar trebui să vii tu să-mi explici mie cum să dau la gaură, să fim de realist, pentru că nu e ok, gen, trebuie să-mi explici mie treaba asta. Pe până la urmă, nu știu ce te privește pe tine viața mea sexuală sau viața mea privată pe care o am, să fim realiști. Atâta timp cât nevestele multora persoane sunt chiar satisfăcute, aș putea să zic, în genul ăsta, eu nu aș vedea o problemă în care trebuie să vină una care face porhub și, sau mă rog, ce face ea, creatoare de conținut cică, și să explice treaba asta. Sincer. Da, nu sunt eu cel mai în măsură să povestesc sau așa mai departe, că n-am uitat la fața mea, dar nu-i ideea asta, știi? Adică, eu mă refer că, bro, lasă-mă să le fac, lasă-mă să îmi trăiesc viața așa cum îmi doresc. Nu că trebuie să mă vezi tu venită neandertală de nu știu de pe unde și să-mi spui că, bă, că, a, păi n-ai făcut bine aici, păi uite că așa trebuie să faci. Nu, n-are nicio fucking legătură cu ce povestește aici. Sunt eu un creator de conținut, sunt foarte micuț, dar niciodată nu am dat chestii de genul de explicat, poate niciodată, poate nu prea am deschis subiecte de genul pe live-uri, să nu mai zic de altele. Adică, să fim un pic realiști, ce m-a ajutat pe mine că apare ultima, așa, din fundul curții, îmi explică mie ce și cum, adică să fim realici. Lasă-mă, frate, să-mi trăiesc viața așa cum vreau, că până la urmă, na, până la urmă nu ești tu aia care trăiește, ce sunt eu, e corpul meu, lasă-mă, frate, să la fel cum LGBT pune peste tot ca că e corpul meu și în alta nu e corpul tău, e să mă las să fac ce vreau. Așa ar trebui să mă las și totodată și pe mine să-mi văd de viața mea, că până la urmă nu o să vii tu și o să-mi țip, să vorbim pe realist, nu o să vii tu în timpul sexului să-mi ții pula în mână, da? Cred că v-ați prins despre cine e vorba, prin ce-am mai povestit eu și așa mai departe, că, da, gen m-am săturat de așa zici creatori de conținut care fac chestii de genul sau că să atragă mai multe chestii, să zică că bă, că noi, că nu știu cum, că noi suntem nu știu cum. Gen, știi, lasă-mă frate să-mi văd de treabă, că până la urmă iuții, nu tu, nu altul, nu, mă înțelegi? Da, m-a luat pe aici. Da, asta e. Da.
Vedeți-vă de viața voastră, sincer, cum am mai zis și pe live-ul și așa mai departe, aș fi foarte super încântat să văd niște creatori de conținut care fac ceva cu viața lor. Adică, un exemplu, bă, te-ai apucat ca și mecanic, felicitări ție, pot să mă duc să învăț de la tine cum să, nu știu, cum să prepar la mașină o chestie sau, un exemplu, un spălător care îmi recomand tu mie să fie cea mai bună soluție, un exemplu, pentru mașină, că nu prea văd tot felul, adică să fim realiști. Gen, ce văd pe acolo sunt toate păcături și da, ok, alții au pasiunea asta, alții au pasiunea cealaltă, dar până la urmă, hei, lasă-mă frate, că gen, nu ți-am explicat niciodată care e schema, nu m-a interesat niciodată despre tine, ci chestii de genul, știi, adică treaba asta mă refer eu, că ne. Asta, până la urmă, asta mă interesează pe mine să stau eu și să trec bine, nu să stau și să îmi bag capul cu toată lumea. Dar trebuie și subiectele astea abordate, pentru că majoritatea persoanelor, un exemplu, apreciază acel fel de conținut. Sunt foarte multe persoane pe Instagram care fac treaba asta, care și care se cred superiori. Și atunci își permit să înjure persoane sau știi? Gen, să le facă tot felul, că na, e ce cu ce zic, bă, noi, păi noi ne permitem, frate, adică noi ne permitem să facem treaba asta. De fapt, nu vă permiteți. Vedeți-vă de treaba voastră, pentru că faceți bine, gen, da? Odată ce un exemplu tu apar de nicăieri și încep să-mi explici mie cum să fut, da, ok? Băi, și aia zic, adică tu stai de treabă în alta, băi, și n-are nimeni, știi, adică, gen, na. Bă, unde-i? Aici l-am văzut, mă. I see an enemy. Da, acolo, și pe acolo, de fapt. Mare mea. No, în fine. Hai să ne revenim la jocul nostru. Chiar îmi pare bine că am deschis acest subiect, pentru că majoritatea streamerilor pierd în avantaj pentru că uite pe ce motiv. Dale, și uite, ăsta e motivul pentru care un streamer pierde, pentru că sunt mulți care se uită la neandertalii ăștia, care la mam, la cea mai veche meserie din lume, cum ar fi, și dacă stai și o jigne sau așa, totul pici de bine, frate, că păi, de ce ai jignit, știi? Man, what the fuck? Palmează țâțele până la urmă, că gen, o spun bine. Nu spun de prost sau, știi? O spun gen, până la urmă, chiar ok. Mai că m-ați făcut treaba asta cu disperarea asta de sex, că mamă, că noi suntem oameni, frate, noi. Băi, super. Hai să o dăm pe față, sunt foarte mulți disperați. Oh my god, bro! Sunt foarte, foarte mulți disperați. Ah, bro, e demasiado tarde. Bă, frate, dar n-apuc să fac nimic, mă. N-apuc deloc nimic. Nu, în fine. Bă, cu videoclipul ăsta, că gen, poate vă mai intre și vouă în cap. Mai lăsați treburile astea până la urmă și ar trebui totul să rămână treaba și subiectul despre sex. Privat. Mă înțelegi? Privat. Mai ales că vorbesc pentru cei de peste 18 ani. Să rămână privat. Să vă vedeți de fiecare stream creator de conținut de așa de treaba voastră, că până la urmă nu ne interesează pe noi. Să ne dați vouă sfaturi, chiar voi, scuze. Gen,
Nu are mări pe lans, nu, frate, că până la urmă, știi ce zic? Nu, nu mă prea... Da. Nu mă prea... Bă, dar să trage pe aici, mă! Ai, frate, care mare hack. Bă, și asta vreau să povestesc. Nu pot să înțeleg pe ăștia care au hack, adică... Pur și simplu, băieții mei au rupt pe hack, frate, pe jocul ăsta, adică... Nu prea ai șansă pe movement. E cam îți dai seama care movement are vrea și care nu. Adică, uite-te la mine, nu folosesc nimic. Și gen, nu că sunt nou sau așa mai departe, că m-am jucat Call of Duty de foarte, foarte mult timp, știi? Dar pur și simplu, să vede diferența între cineva care chiar folosește și cineva care nu folosește. Și la am refer. Nu, nu. Explică-mi tu mie pe unde. Bă. Ce să faci, frate? N-ai cheating, Darkus. De ce... Nu știu după ce am dat bloc, dar în fine. Bă, n-ai ce să faci, frate. Am mai jucat, apropo, și treaba asta cu zombie. Am mai jucat și până mai multe chestii. Pe lângă, o să vă arăt imediat după ce ieșim din lobby. După ce ieșim din match, scuze. N-ai ce să faci, frate, ăștia sunt hai să mene, să pierdem și măcar atât, adică n-a. Asta e, salut. Am terminat pe locul 5, măcar, bă, așa, da, mai mă împam, mai recapitulat, aș putea să zic, nu că apară mult lumea, că ești tot numbălău. Nu, n-ai nici treabă cu chestia asta cu noobie. Că până la urmă era și eu învăț și vedeți pe momentul pe care l-am deja. Deci, na. Bă, apropo, am o misiune aici, numai nu știu să mă uit la Watch One Tutorial Video. Unde să mă uit la treaba asta pe YouTube? Că ce nu le găsesc. Na, hai să vă arăt ce am mai jucat. Deci am jucat ăsta, am mai jucat Pluton Squad, Bootcamp-ul. Pluton Plunder Squad, din câte văd, e destul de ok, părerea mea. Asta nu prea am jucat, numai tot Squad, asta la fel nu... Lucred, join, mă rog, asta e, o să văd, am fine, map rotation, resurs solo, nu știu ce, o să mai facem videoclipuri cu tot felul, măcar să ne mai învățăm, iar la rank deocamdată nu prea vreau să mă bag până nu încep să, asta mai sunt 23 de zile, deci așa că nu uita de butonul de like și subscribe și spune-mi și mie ce consider tu că s-a vorbit chiar ok, adică totuși în acest videoclip. Că până la urmă, eu nu m-am cam saturat să văd pe orice platformă treaba asta, și pe TikTok, și pe mamă ce mă uitam la desene, când la desenele astea, când eram copil. Apropo, explicați-mi și mie, totodată, care e faza cu Battle Pass-ul. Am încercat să cumpăr Battle Pass, când îl dau aici, buy Battle Pass, nu știu pe care să-l iau. Asta? Care scrie Battle Pass Bundle, care mă interesează, sau Battle Pass simplu. Și la ce 1100, cred că ar fi numai 10 euro, cam așa. Vreau să mai am niște skin-uri și... Da, cam despre asta e vorba, știi? Vreau să mai am niște skin-uri. Așa că nu uita de butonul de like, subscribe, am fost Sam Epicos și sper că am mai deschis un pic mintea în acest episod. Ne auzim pe data viitoare și o să vedeți foarte mult content de la mine de acum încolo, pentru că vreau să mai schimb un pic și cu RCMP-ul, pentru că nu vreau să devină monoton și să încep să mă plictisesc de el, așa că vreau să le mai schimb între ele și să stau și un pic mai relax, mă înțelegi? Și asta e, oricum deocamdată mai mult de fish, de ciubul de pescar, nu prea mai facem altceva. Pentru că, na, cam asta e toată schema, așa că nu uitați să apăși încă o dată butonul de like și subscribe, vedeți că ai toate informațiile în descriere și dacă vrei să ne jucăm, te aștept și pe Discord.
Poate mai îmi explic și mie ceva mai ok, un alta, cum să fac armele, cum să mi le customizez, care sunt cele mai ok arme. Dacă nu, oricum văd la străini și... Na, asta e. Bun, te-am pupat. Pa, pa.